Bună seara, România, oriunde te aflați, Cătălin Bădițoiu. Începe o nouă săptămână, astăzi, 27 martie, acum 99 de ani, Basarabia s-a unit cu România. Bună seara, domnule Teodor Mărieș, bine ați revenit la noi în studio. Mulțumesc pentru invitație, la mulți ani Basarabia, la mulți ani România. Avem la telefon pe domnul Ionuț Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu. Bună seara, domnule Gherasim. Bună seara. Vă mulțumesc de invitație. O mică corectură, sunt directorul executiv al Fundației Coposu. Președintele Fundației este chiar doamna Rodica Coposu, sora seniorului. Vă mulțumim pentru corectură. Domnule Gherasim, 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Da, este un moment extraordinar. Și aici, dacă îmi permiteți, l-aș cita chiar pe seniorul Coposu. Imediat după 1989 a avut o replică memorabilă, întrebat fiind de către postul Radio Europa Liberă, a spus în felul următor: generația nouă va avea ca testament capital reunificarea țării în granițele firești. Integritatea noastră națională până la frontiere etnice românești este o obligație sfântă a 11-a poruncă a decalogului românesc. Deci, sincer, cred că asta spune totul. Spune totul de cum a simțit, cum a văzut lucrurile și chiar a fost un vizionar Corneliu Coposu. Și nu numai el. Dar Corneliu Coposu ne este în minte pentru că în ultimii 27 de ani, în ultimii, din păcate, a stat prea puțin cu noi, dar în ultimii 27 de ani tot invocăm numele lui și spiritul lui și politica lui. Domnule Gherasim, există în acest moment, nu știu, vreun om care poate să decidă în România, vreun partid care să, nu știu cum să vă întreb, ca să nu fie, să nu se ia cinea de mine, care să ducă la bun sfârșit această obligație sfântă? Eu cred că nu trebuie să ne pierdem nici speranța, nici credința că va exista un moment, eu sper să fie cât mai rapid, în care cineva, printr-un partid politic, să facă exact ceea ce s-a întâmplat acum aproape 100 de ani. Deci eu am credința și speranța că se va întâmpla lucrul ăsta. Din păcate, ca să vă răspund punctual, la ora actuală, nu văd pe nimeni, pentru că m-am săturat de vorbe și de promisiuni. Oamenii politici trebuie să fie în slujba națiunii, nu în slujba lor. Exact asta au făcut marii înaintași ai noștri. Exemplu, bine, sigur, mai recent Corneliu Coposu, dar nu trebuie uitați nici ceilalți care au făcut România mare. Pentru că au făcut România mare datorită faptului că ei și-au dat viața pentru această Românie mare. Ei n-au făcut, au făcut niște sacrificii pe care generația actuală, din păcate, nu cred că le înțelege. Generația actuală ar trebui, în momentul în care iese în stradă, în momentul în care protestează, primul lucru pe care îl face trebuie să se gândească că aceste lucruri, aceste minunate lucruri sfinte făcute de acești întemeitori ai acestei țări, au fost făcute gândindu-se la aproapele lor, la ceilalți, nu la ei personal. Asta este marea diferență între oamenii politici de atunci și oamenii politici actuali. Bun, eu vreau să vă întreb ceva direct. De ce credeți că partidele politice, oamenii politici, nu au inclus în proiectul de țară clar și concis unirea României cu Basarabia? Că ei se gândesc că politically correct înseamnă exact lucrul ăsta. Să nu cumva să deranjeze pe cineva care ar putea să pericliteze, să zicem, viitorul României. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, destul de ridicol și destul de fals. Pentru că avem exemplu unei țări care este foarte demnă și își urmează politica, este exemplu Poloniei. Noi ar trebui să fim temi și să ne prezentăm politica, pentru că politica noastră națională, din păcate, de foarte mult timp nu urmărește interesul național, unitar al acestei țări.
Aici sunt multe, sunt foarte multe de povestit despre cum ar trebui și cum văd eu personal să fie făcută politica în această țară. Politica, noi trebuie să avem niște exemple extraordinare. Dacă vorbim de politica actuală și politica de viitor, trebuie clar de tot să ne dedicăm celorlalți, să ne dedicăm, cum spuneam și cum a făcut Ocoposul, lucrurilor adevărate care contează în politică. Și asta este un lucru important care contează. Cum se prezintă România în fața structurilor euroatlantice? Noi nu trebuie să ne prezentăm ca un supus. Noi trebuie să te prezentăm ca un membru demn și de valoare a acestor structuri. Pentru că avem un cuvânt de spus. Și asta trebuie tot timpul să menționăm lucrul ăsta. Da, cu această întrebare am început emisiunea. Nu știu dacă ați văzut de la început. Da, actualul contest l-am întrebat pe domnul Mărieș. Credeți că domnul Iohannis putea să facă mai mult la această reuniune la Roma? Credeți că pentru prima oară România putea, metaforic vorbind, să dea cu pumnul masă și să ceară mai mult? Să includem în această Europa, în Europa cu mai multe viteze. Știu, toată lumea s-a bucurat că nu o să mai existe această Europa cu mai multe viteze. Dar există în momentul acesta Europa fără Basarabia, ceea ce mă deranjează pe mine. Basarabia și Bucovina. Și nu numai. Basarabia și Bucovina, da. Să vorbim de toate ținuturile noastre care nu mai sunt ale noastre. Asta cu pumnul masă, vă spun sincer, din punct de vedere personal nu-mi place, pentru că mi-aduce aminte de Stalin și de cei care au bătut cu pumnul masă atâta timp. Eu cred că, așa cum a fost diplomația românească în perioada interbelică, când a știut să impună, mai ales în această parte a Europei, un punct de vedere clar și concis al României, cred că, la ora actuală, asta trebuie să facă România. În momentul în care discută cu partenerii săi, în momentul în care încearcă să își impună sau ar trebui să își impună un punct de vedere, să nu fie în primul rând cu fundul în două luntri, adică să fie și cu unii și cu ceilalți, crezând că este un act diplomatic. Nu, trebuie să fie și să facă o politică foarte demnă. Dumneavoastră vorbiți de teritoriile noastre. Teritoriile noastre trebuie susținute, oamenii care se luptă acolo trebuie susținuți permanent. Și partenerii noștri trebuie să știe că România nu va uita niciodată și se va lupta mereu pentru ca integritatea și unitatea ei națională să fie, din punctul meu de vedere, cât mai repede făcută. Deci asta este clar. Trebuie, din punctul meu de vedere la ora actuală, trebuie să fii clar, demn, concis și să nu te lași. Să nu te lași, sub nicio formă. Domnule Gherasim, am în fața mea un eveniment. Un eveniment pe care Fundația Corneliu Coposu îl va... Un eveniment care se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor din sistemul universitar românesc, din Basarabia, din Bucovina și din cel european. Ne povestiți puțin despre acest eveniment. Evenimentul se numește, acesta este numele lui, nu? Moștenirea politică a lui Iuliu Maniu, da, în opera și activitatea lui Corneliu Coposu. Bine, acum să vă fac un mic istoric, dacă îmi permiteți. Anul trecut am început cu ediția întâi a concursului nostru, dedicat seniorului Coposu și valorilor pe care le-a apărat și le-a reprezentat cu atâta demnitate. Anul trecut ediția a fost dedicată valorilor creștin-democrate. Iar anul acesta, mai ales apropiindu-ne de Marea Unire, și ne-am gândit împreună cu partenerii noștri, Fundația Academia Civică și Fundația Hans Reitel, să vorbim despre modele. Ce înseamnă un adevărat model pentru viața politică? Și știind foarte bine, citind, bănuiesc că tineretul e un lucru necesar ca să poți să reprezinți ceva în această țară și să contezi, trebuie să citești și să te informezi corect, relația specială pe care a avut-o Iuliu Maniu cu Corneliu Coposu. Cred că pentru generația actuală, și aici ne-am referit în special la studenți, inițial, anul trecut, de exemplu, am anunțat că acest concurs va fi deschis studenților de la istorie, științe politice, jurnalism și drept. Dar ne-am dat seama că sunt foarte mulți studenți care sunt la real, de exemplu, la matematică, la informatică,
sau în alte domenii care ar fi și ei interesați. De ce să îngrădim? Și atunci am lăsat pentru toți studenții, unul la mână, doi la mână. Tot anul trecut am primit două telefoane, apropo de Basarabia și de Bucovina, de la niște studenți de la Chișinău și de la Cernăuți, care ne-au spus, domnule, noi nu putem să participăm pentru că am fi interesați să participăm. Și bineînțeles că totul este deschis. Iuliu Maniu și Corneliu Coposu au fost întotdeauna deschiși României Mari și întotdeauna au luptat mereu până la moartea lor pentru România Mare. Și atunci am precizat special anul acesta că este deschis și studenților din Basarabia și din Bucovina, precum și din sistemul universitar european. Acest subiect de anul acesta, pentru noi, care l-am cunoscut, care îl cunoaștem, care încercăm să punem în aplicare de ceva timp ceea ce seniorul și-a dorit atât de mult, educarea adevărată a generației tinere, pentru că doar așa, cine nu-și cunoaște istoria, n-are dreptul să trăiască pe acest pământ, doar așa putem să ajungem să reprezentăm ceva, așa cum am discutat mai înainte cu dumneavoastră. Cred că asta e cel mai important lucru, să educăm generația tânără. Și atunci asta vrem să facem mereu, exact ceea ce a avut seniorul Coposu, să fie deschis generației tinere. Și pentru că, din păcate, trăim și într-o lume materială, ca să îi facem să fie și interesat din acest punct de vedere, am hotărât să le oferim și niște premii în bani pe care le aveți acolo. Da, există trei premii, premiul 1, premiul 2, premiul 3, 3.000 de lei premiul 1, 1.200 de lei premiul 2, premiul 300 de lei. Am văzut și un juriu format din 5 oameni, 5 oameni, care Ana Blandiana, Doina Alexandru, Dan Pavel, Ioana Boca, Tudor Cătălin, Zarojanu, oameni... Niște... Păi, tocmai asta, oameni care l-au cunoscut, au scris și au vorbit despre Corneliu Coposu, pentru că asta a contat foarte mult. Adică toți cei pe care îi aveți acolo sunt oameni, de exemplu, de doamna Blandiana nu mai este necesar să comentez, pentru că s-a știut colaborarea și legătura dintre domnia sa și seniorul Coposu, dar, de exemplu, Tudor Călin Zarojanu și Doina Alexandru au scris cărți despre seniorul Coposu, iar profesorul Dan Pavel a fost chiar vorba uneia dintre surorile domnului Coposu, primul care a luat interviu în 1990 domnului Coposu. Plus că acest concurs are nevoie, pentru a fi serios, și de un istoric și de un profesor de științe politice. Deci asta este clar. Domnule Gherasim, vă mulțumesc. Vă aștept aici în studio. Chiar aș dori... Vă mulțumesc din inimă și salut pe prietenul Doru Mărieș. Dacă îmi permiteți, înainte să retragă, domnul Gherasim, și eu vreau să țin să-l felicit. Am fost astăzi la eveniment, ținută și calitate. Sigur că, până la urmă, chiar și pecuniar este un efort din partea fundației, dar este bine că, decât să aruncăm bani acolo unde câteodată e bine să mai ținem la ei, să zic așa, și să avem grijă de acești copii. Și să îndrăznească niște studenți. La niște studenți care vor învăța istorie, vor studia, vor pregăti acest material care va intra în vizorul celor cinci oameni experimentați pe subiect, ca să spun așa, și care vor, în final vor decerna cele trei premii. Încă o dată felicitări pentru felul în care chivernisiți puținele fonduri ale fundației în scopuri cu adevărat nobile. Vă mulțumesc mult, domnule Gherasim, o seară bună. Și eu vă mulțumesc. Bună. Toate cele bune, numai bine, Doamne ajută. Doamne Maria, domnule Gherasim a zis un lucru. Cine nu-și cunoaște istoria, nu e vrednic să trăiască. Azi îți obțin ca îndur în această țară. Acest lucru vi-l spun și eu dumneavoastră. Și cred că îl spune și dumneavoastră. Ca să trecem puțin și la subiectul următor. Când o să ne aflăm istoria adevărată? În dosarele Revoluției, dosarele Mineriadelor? Tocmai de aceea aș vrea să punctez foarte pe scurt care au fost evenimentele premergătoare, să spun așa, Unirii din urmă cu 99 de ani. A existat un tratat de la București în 1812. Partea situată la Răsărit de Prut practic a fost Principatul Moldovei, partea situată la est de Prut din Principatul Moldovei de atunci a intrat în componența Imperiului Rus.
sigur, Imperiului Țarist de atunci. În contextul prăbușirii Imperiului, și venim la anul 1917-1918, în aceste ținuturi s-a instalat anarhia și demandat, dar puțin spus, aș merge până acolo încât a spune că au început jafurile în mod masiv împotriva populației băștinașe și atunci sfatul țării a cerut și a chemat, nu doar că a cerut public, a chemat în documente oficiale la 13 ianuarie 1918 a chemat practic să intervină armata română. Armata română a intervenit. Sigur că au reușit să pună capăt în mare parte jafurilor începute acolo, dar bolșeviști și instalați deja n-au vrut să se supună sfatului țării. Au fost nevoiți în final, ca să fiu pe scurt, cât mai pe scurt, să se retragă în primăvara lui 1918. S-au retras și înainte de 27 martie au avut loc consultări și s-au luat punctul de vedere a comitetelor ținuturilor din Bălți, din Socola, din Orhei. Au fost consultări cu privire la această unire cu regatul României. Pe 27 martie 1918 sfatul țării a votat practic unirea Basarabiei cu România, Basarabia fiind astfel primul stat, practic prima din provinciile istorice care s-a unit cu țara mamă, urmând ulterior provinciile românești, Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul, Bucovina. Și la sfârșitul anului 1918 a avut Marea loc unire. Cununarea evenimentului istoric cel mai important din ultima sută de ani a neamului românesc, practic unirea cea mare. Pe scurt câteva date, pentru că dacă vorbim de istorie, e bine să și amintim, mai sunt tineri care s-au uitat și să uită la asemenea tip de emisiuni, va spune că din 135 de deputați care au fost prezenți la momentul respectiv în sfatul țării, 86 au votat în favoarea unirii, 3 au votat împotrivă, doar 3, 16 s-au abținut și 36 s-au abținut și 13 de deputați nu au fost prezenți în sală. În orice caz, la finalul întrunirii s-a strigat în sala de ședință, trăiască unirea cu România. Asta a însemnat 22 de ani în care, practic, România a ferit Basarabia de războiul civil rus, de tragediile colectivizării și, ca să nu mai spun, de teroarea rusească care a fost declanșată de către CECA, de către NKVD-ul, serviciile armate rusești și așa mai departe. Din păcate spun, a venit momentul 40. Al doilea război mondial. Când a fost la 28 iulie 40, când Rusia a anexat din nou Basarabia, prin acel pact, i-a spun eu, sigur secret, îi spun istoricii, un pact criminal pentru noi, pentru nația română, pentru poporul român, și care a dus la despărțirea din nou a unei bucăți frumoase din România Mare și care a rămas încă departe de România Mare, chiar dacă prin podurile de flori, după Revoluția din 89, sigur că ne-am apropiat, s-au creat niște relații mult mai bune, indiferent de guvernele care au succedat la Chișinău sau la București. Avem studenți basarabeni, mii de studenți basarabeni care studiază aici, alții care au absolvit. Ieri la Chișinău a avut loc o manifestație frumoasă. Îl felicit și pe această cale pe George Simion, coechipierul nostru, ca să zic așa. El este la Chișinău și acum. Și la București un spectacol cu Furdoiancu și cu băiatul regretaților
Aldea și Ion Aldea Teodorovici. Este un zvâc, ca să-i spun așa, în ceea ce privește dorința. Manifestarea de și dorința de a reveni Basarabia acasă. În ultimii ani, să nu uităm că totuși la București au avut loc mitinguri de 10-15 mii de oameni. Ultimul noiembrie anul trecut, din păcate, care s-a soldat cu un incident doar datorită autorităților inconștiente de la București, care s-au apucat de ei să-l ridice pe liderul unionist Gheorghe Simion, absolut gratuit, absolut gratuit. Nu mai spun că s-au apucat după, s-au făcut după acest marș, le-au făcut o groază de amenzi. Deci le-au dat, cred că au 10 amenzi în valoare de 5.000 de lei, de 50 de milioane amendă la câte unul din participanții. Dar ce au făcut copiii ăia, fraților, că n-au dat nici în cap, n-au dat nici cu petarde, au ieșit în stradă, au scandat Basarabia și Basarabia e România și au deviat de la traseu. Păi s-a deviat de la traseu în România în ultimii 27 de ani. Fără autorizație de enorm. Înainte de pauza publicitară, la urmă, am făcut puțină istorie. Hai să o continuăm. Și când vă trece la următorul subiect, aș dori să fac eu o precizare. Și o să fac o precizare. Dar continuați cu unirea de acum 99 de ani. Aveți, văd aici, niște da, sigur, 10 puncte. La momentul respectiv, Sfatul Țării urma să ducă la bun sfârșit reforma agrară. La dorința oamenilor de a avea o bucată de pământ. Mm. Basarabia avea să rămână autonomă, deci a existat o înțelegere între politicieni și în același timp democrație în toată această negociere dintre cei din Sfatul Țării și cei din forurile conducătoare de la București. Practic, Basarabia să rămână autonomă, având să aibă propriul său for legislativ în faza respectivă și practic Sfatul Țării era ales sigur prin vot democratic. Adic. De asemenea, recrutările aveau să fie făcute pe baze teritoriale, deci s-au gândit și la armată. Drepturile minorităților, foarte important, atât în documentul din martie cât și cel din decembrie, drepturile minorităților urmau să fie garantate prin lege și cu respectarea, că și ele respectă, să fie respectate de către statul român. Basarabia urma să trimită în Parlament un număr de deputați în funcție de, mă rog, aglorim, care era creat, dar în special de numărul de locuitori care sigur, se făceau un calcul aritmetic, matematic. Toate alegerile trebuiau să fie să se bazeze pe să fie democratice, urmând să se bazeze pe votul direct, egal, secret și universal. Noua Constituție urma să garanteze libertatea cuvântului și religiei. Bun. Țineau la acest lucru, se ține și acum, trebuie ținut cont, este normal, dar marea nenorocire vine, și vreau să repet acest lucru, pentru România, pentru românii de pretutindeni, vine în 28 iulie 40, când Rusia anexează din nou acest pământ românesc, prin acel tratat Ribbentrop-Molotov, și blestemul continuă și azi. Deci, din păcate, din 40, suntem în 2017, anul ăsta se împlinesc 100 de ani de la Revoluția Bolșevică, când țarul a avut soarta și familia lui a avut soarta care au avut-o. Din păcate, sau din fericire, ultimele manifestații de care auzim că au avut loc la Moscova și în alte orașe, mă face să cred că se mișcă și Rusia. Încet, dar se mișcă. Auzim și în Rusia de manifestații împotriva corupției. Da, în Rusia au fost tot timpul, este, să știți, și manifestații și mult mai mari. În ultimii ani nu prea. În ultimii ani nu au mai fost, dar înainte chiar au fost manifestații. Bun, ca să terminăm acest subiect, vreau să vă mai pun o singură întrebare pe această primă temă. De asta a spus, blestemul continuă și azi. De ce continuă, domnul Măriești? Din cauza conducătorilor?
acești conducători, nu știu, și din România, care se mai vină, și din Basarabia, își doresc, nu știu, țin cu dinții de scaune în acel moment, ca să fiu mai corect, conciși pentru telespectatori. Acești conducători din Basarabia, mă refer la ei acum, în momentul în care Basarabia s-ar uni cu România, ei ar deveni nimeni. Adică n-ar mai fi zeii și conducătorii care sunt acum. Credeți că și ei pun aceste frâne? Asigur că există orgoliu pentru cei care sunt astăzi vremelni conducătorii Basarabii. Dar nu așa se pune problema. M-ați întrebat cine e de vină, care parte e mai de vină. Păi, de obicei, fratele mai mare e de vină când cel mic își sparge cap. Da, pentru că l-a avut grijă de el, le iau părinții și îl întreabă. Da, acum, sincer, noi mâine, dacă ne-am dorbit 100% în România să ne unim cu Basarabia, dacă îi dânsi sau ei nu-și doresc, conducătorii Basarabiei, și nu votează în Parlament, nu o să ne putem uni legal niciodată. Eu, după tot ce am văzut în ultimii 10 ani, adică să vorbim cinstit și corect în acest moment. Adică acest dacă moment, Parlamentul la Moldova moment, nu... Dacă lucrurile se pun corect pe masă, dacă împărțim cu ei bucată de pâine, dar corect de la București, nu facem un proiect, îl lăsăm la jumătate, nu îl derulăm până la final că nu mai avem bani sau că s-a primit un telefon de la Moscova sau din altă parte. Dacă împărțim pâinea corect, ne punem pe masă și punem pe masă avantajele pe care România le oferă acestei provincii, eu sunt convins și se aude, se află până la ultima vlădică despre ceea ce s-ar întâmpla după unire, eu sunt convins că în proporție de 70-80%, să zicem că ar fi 30% fanatici, dar sunt prea mult. Bun, dar acum vorbim între noi, domnul Mărie, și nu ne aude nimeni. Păi ce avantaje putem să oferim noi, în afară de libertate de mișcare? Nu, am spus, dacă împărțim pâinea... Păi care pâine? Păi, că nici noi nu mai avem. Pâinea care o avem noi, eu vă garantez că românii mâine ar împărți eu. Credeți-mă că nu vreau să discutăm astăzi, mai ales că e zi de sărbătoare, despre pensiile din Basarabia sau despre salariile din Basarabia. Incomparabil cu cele din România. Despre libera circulație din România. Libera circulație putem oferi. Și putem multe. Și putem multe. Putem totul. În momentul în care, într-adevăr, eu mi-s frate, tu mi-ești frate, atunci împărțim, am spus frumos, pâinea împreună. La bine și la rău. O fi mai rău un an, doi, trei, până ne punem pe picioare, dar în momentul în care absorția europeană vine pe 30 de milioane de locuitori, nu pe 22, eu vă spun că este cu totul și cu totul altceva. Deci, din momentul 2, chiar suntem un stat mare în Europa. Chiar avem un cuvânt mult mai greu de. Plus că demnitatea. Cu certitudine, eu vă spun, e o mare problemă și pentru americanii, aliații noștri de azi, și pentru europeni sau pentru statele europene care ne sunt mai apropiate, această graniță cu Basarabia. Pentru că își dau seama că mult nu poate să continue această mârșevie istorică. Pe de altă parte, sigur așteaptă de la noi o ridicare, un pic de ridicare din genunchi. Acum eu spun că suntem în genunchi. Nu mai suntem pe burtă, suntem în genunchi. Am început să ne ridicăm, chiar dacă unii nu observă. În curând ne vor ridica și în picioare. Și demnitatea și curajul și ceea ce am văzut eu în această primăvară la București și în multe orașe din țară, asemenea tip de manifestații, dacă trec din planul pragmatic în acest moment al străzii, în sensul că s-au opus unei mârșevii a guvernului de la București care a încercat să dea o ordonanță noaptea ca hoții, în plan sentimental vis-a-vis de națiunea română. Nu vorbim de patriotism aici. Nu vorbim de naționalism, vorbim de patriotism. Este un lucru normal, firesc, pentru orice om să iubească locul unde a fost hrăzit să se nască. Punct. Și asemenea tip de acțiuni și de manifestații ar trezi Basarabia în 7 zile. Eu am fost la Chișinău și am văzut manifestații de 25-30 de mii de oameni ieșiți în stradă cu același gând. Din păcate, n-a fost susținere la București la momentul respectiv, din păcate... Sigur că ați întrebat și a spus bine, trădarea la Chișinău și această invidie, domnule, de mâine nu o să mai fiu primul ministru al Basarabiei. O să fii ministru în guvernul României. Nu o să mai fiu președintele
Basara Republicii Moldova. Nu o să mai fi președintele Republicii Moldova. S-ar putea ca în prima fază să existe negocieri, nu știu, să gândim o formulă de să rămâi chiar președinte al Republicii. Bun, dar acum vă întreb pe deasă. Nu a Republicii, că va fi Republica România. Nu știu, nu știu. Da, poate dar facem pe regiuni. Pe a regiunii. Da. Bun, dar vă întreb acum pe deasă. Logic. Vorbim pe logică. Acum da. Nu vorbesc, nu cunosc de desubturile. Spune așa, dar pe logică. Hai, orice partid, nu știu, că ești tu PSD, că ești tu PNL, că ești orice partid din România. Dacă n-ar cunoaște nu știu ce de desubturi, și-ar fi pus în planul țării lucrul acesta. Da. Pentru de ce? Să vă spun logic. Eu vorbesc gândind logic, dar repet, fără să cunosc toate dedesubturile. Păi, dacă aduci 10.000 de voturi în plus, 20.000 de voturi în plus, de ei n-au pus lucrul acesta. De ce nu se poate înfăptui acest lucru? Știu ei mai mult decât ne spun? De asta vă întreb. Poate să aveți alte... Noi nu avem astăzi un partid care să facă ceea ce au făcut înaintași. Și fără să vreau, acum o să trebuiască să pronunț numele unui partid. Este vorba de Partidul Național Român și Partidul Sărănesc din Regat, Mihalache, Maniu și Mihalache, sau Mihalache și Maniu, i-aș pune pe același pedestal pentru faptele pe care le-au făcut, pentru onoarea de care au dat dovadă în momentul, la momentul 1918. Ulterior, din aceste două partide s-a născut Partidul Național Sărănesc, astăzi Partidul Național Sărănesc Creștin și Democrat, cel mai decimat partid în ultimii 27 de ani. Dar nu are nicio forță în acest moment. Și... Păi de asta s-au temut. Asta ar trebui să vadă românii și ar trebui să înțeleagă. Dom'le, de ce? Tocmai în cei care au avut cel mai mult de suferit. Au avut sute de mii de oameni care au fost deținuți politici. Unii dintre ei au mai reușit să iasă din închisorile comuniste, alții nu știu nici măcar unde le este mormântul. De ce această rezistență formidabilă a acelor oameni devotați, clar, poporului român. Clar. Au făcut unirea cu imperii la vest, la est, la sud. Deci, de ce acest partid și aceste valori ale acestui partid, tot respectul pentru Ionuț Gherasim, că vine astăzi și spune copiilor, uitați, aveți 10 lucrări sau 15 lucrări din care aș dori să scoateți un eseu, o să faceți o comparație sau să vedeți asemănările dintre marele Iuliu Maniu și marele Corneliu Coposu. Nu avem niciun partid, iar partidele existente, parcă în dușmănie, au făcut tot ce au făcut în ultimii 27 de ani să distrugă Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, dar de fapt să distrugă spiritul acestui partid.